Copiii au așteptări și nu puține. Șefii au așteptări și nu ușoare. Soții, soțiile au așteptări și de multe ori nu așteptări mici. Dar care sunt așteptările lui Dumnezeu de la om? Vrem să discutăm pe această temă astăzi, dar în primul rând să ascultăm părerea oamenilor, după care vorbim și cu pastorul Jean Chiforianu, prezent în studioul Radio Vocea Evangheliei. Care crezi că sunt așteptările lui Dumnezeu de la oameni? Nu cred în Dumnezeu. Cred că Dumnezeu ar vrea să-L urmăm pe El, să fim atenți la comportamentul nostru și să avem o atitudine de responsabilitate în ceea ce privește relația noastră cu Dumnezeu. Dumnezeul biblic vrea ca oamenii să-L slăvească, să fie sclavii Lui. Are și așteptări Dumnezeu de la oameni? Probabil că așteptările se referă la cât mai multă credință. Oamenii să creadă cât mai mult și să se îndrepte spre calea cea bună. Să facă lumea mai bună. Dumnezeu dorește să trăim cu toți în pace și în liniște, să ne ajutăm unii pe ceilalți și împreună să creștem frumos, adică... Să înceapă să gândească lumea. În ziua de azi nu mai gândește lumea, o ia pe arătură, după părerea mea. Mai multă bunătate, mai puțină căloșenie, atât la averi cât și la mâncare, prietenie. Dumnezeu nu cere să pupi dușumeaua în biserică, ci cere să ai suflet bun. Mai păcătuim cu vorba, că totdeauna dăm cuvinte urâte, să nu se dușmănească frați, oamenii între ei, să se ajute ca pe vremuri, să mai facă ceva și în folosul obștei, să renunțe la vicii, țigări, băutură, că am copii care fumează. Să fie mai bun cu restul persoanelor, nu numai cu ei înșiși. Să ne iubim unul pe altul și să lăsăm să trăiască, nu altceva, atât. Domnule pastor, care sunt așteptările lui Dumnezeu de la oameni? Dacă este să ne ghidăm după ceea ce a spus Mântuitorul, sunt cele două mari așteptări. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău și a doua, la fel de mare ca prima, pe aproapele tău ca pe tine însuți. Cu alte cuvinte, dragoste. Prioritatea numărul unu, Dumnezeu, și apoi dragoste pentru semeni. E vorba de dragostea agapao. Dacă Moise a primit cele 10 porunci, dacă rabii Achiba și rabii Hilel le-a dus la 513 legi, a venit Domnul Iisus Hristos, spunea rabii Shamai, și le-a redus la una în care se cuprind de fapt două. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu poate fi despărțită conotația pe verticală sau relația pe verticală cu Dumnezeu de iubirea aproapelui. Un creștin sau o persoană care chiar pretinde că este creștin, exceptând creștinii cu numele sau de sărbători sau la fără frecvență, cum îi numesc eu, se va găsi totdeauna între aceste două coordonate, iubirea de Dumnezeu și iubirea de aproape. Când Dumnezeu devine norma de viață sau prioritatea numărul unu, cine se apropie de Dumnezeu automat are parte și de procesul acesta al sfințirii. Ce înseamnă a fi sfânt? A fi pus deoparte, a fi separat. Separat de ce? De păcat, de lume sau de influența a ceea ce înseamnă lumea, da? Și, cum spune cuvântul lui Dumnezeu, să nu vă mai potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți pricepe bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Mulțumim, domnule pastor Jean Chiforianu, pentru disponibilitate și explicații. Așadar, dragi ascultători, vi se par aceste așteptări deplasate sau greu de împlinit? Încercați să-i spuneți Tatălui Ceresc, în intimitatea rugăciunii tainice, că-L iubiți pentru tot ce a făcut pentru dumneavoastră. Veți trăi astfel o experiență unică, în urma căreia o pace care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Îți doresc și ție, dar îmi doresc și mie această fericită experiență. În slujba Domnului, Raul Damian.